Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dogucan Gumbăr continuă să facă oamenii să vorbească cu seria Cranberries Herbert. Cu toate acestea, declarația făcută de Dogucan Gumbăr în ultimul său interviu pare să zguduie agenda presei tabloide. Iată detaliile declarațiilor izbitoare ale tânărului actor. Sinceritate pe set. Suntem o echipă grozavă cu Sila Turcoglu. La începutul interviului său, Dogucan Gumbăr a evidențiat atmosfera de pe platourile de filmare a seriei Blueberry Sorbet și a spus: am creat o echipă grozavă cu Sila Turcoglu. Sinceritatea noastră de pe platou ne face munca și mai plăcută. Acest lucru reflectă pozitiv și succesul nostru. Relație caldă cu Sila Turcoglu, am stabilit o prietenie. Referindu-se la relația sa cu Sila Turcoglu, celebrul actor a spus: ne înțelegem foarte bine cu Sila. Am devenit colegi și prieteni. Ne vedem și petrecem timp liber din când în când. Acest lucru face comunicarea noastră pe platourile de filmare mai puternică, virgulă, adăugat el. Amintiri din setul plin de umor. Avem amintiri distractive pe platouri. Referindu-se la amintirile pline de umor de pe platourile de filmare, Dogucan Gumbăr a spus: ca echipă Cranberry Sorbet, am creat câteva amintiri distractive pe platourile de filmare. Întrucât simțul nostru al umorului este compatibil, atmosfera de pe platou este foarte plăcută. Acest lucru face munca și mai ușoară. O mărturisire surpriză, Sila Turcoglu 50 a sunat pe Halil Ibrahim în pauzele de la set. Când a fost atins punctul de rupere a interviului, Dogucan Gumbăr a mărturisit un apel surpriză pe care Sila Turcoglu l-a făcut între seturi. Într-o zi, între seturi, Sila Turcoglu s-a apropiat de mine și mi-a spus: a trebuit să te întreb ceva, l-am sunat pe Halil Ibrahim. Desigur, am fost foarte surprins. Moment de uimire și eu am râs când am participat. Dogucan Gumbăr, explicându-și surpriza după acest eveniment, a spus: la început am crezut că glumește. Totuși, când mi-am dat seama că Sila vorbește serios, m-am alăturat și am râs. A fost cu adevărat neașteptat, virgulă, adăugat el. Glume pe scaun? Toți este prieten unii cu alții. Actorul a remarcat că simțul umorului de pe platou permite tuturor să fie prieteni unul cu celălalt și a spus: toți cei de pe platou sunt suficient de sinceri pentru a se urmări confortabil, acest lucru crește calitatea muncii. Toată lumea se sprijină reciproc, virgulă, a spus el. Relații cordiale. Ne face munca mai placă. Dogucan Gumbăr a răspuns la întrebarea cum apelul Sila Turcoglu către Halil Ibrahim a afectat relațiile calde de pe platou, după cum urmează. Aceste relații calde de pe platourile de filmare ne fac munca și mai plăcută. Faptul că toți se deschid unul față de celălalt afectează pozitiv atmosfera de pe platou. Interesul revistei. În mod firesc vor vorbi despre asta. Actorul a răspuns la întrebarea cum se va vorbi despre apelul Sila Turcoglu către Halil Ibrahim între seturi în lumea revistelor astfel. Desigur, despre acele lucruri se va vorbi în lumea revistelor. Cu toate acestea, ne concentrăm pe munca noastră, păstrând în același timp sinceritatea pe platourile de filmare. Set perechii toți are o relație bună cu alții. Dogucan Gumbăr a abordat și relațiile din cadrul echipei din seria Cranberries Herbert. Există un spirit de echipă foarte puternic printre colegii noștri de set. Cu toții ne susținem și ne motivăm reciproc. Acest lucru face ca munca noastră să fie și mai valoroasă. O prietenie caldă întărăm totul deschis. Dogucan Gumbăr a evidențiat relațiile calde dintre colegii de platou și a spus: prietenia dintre Sila Turcoglu și cu mine se extinde dincolo de platou. Împărtășim totul deschis. Acest lucru ne face munca și relațiile mai puternice, virgulă, adăugat el. Amintiri extraordinare, sunt trăite momente de neutitate.
referindu-se la amintirile extraordinare pe care le are pe platourile de filmare ale serialului Cranberries Herbert, actorul a spus: cu acest serial trăim momente cu adevărat de neuitat. În fiecare zi învățăm ceva nou, acumulăm o nouă amintire. Este o experiență valoroasă pentru carierele noastre de actori. Punct. Amintiri extraordinare. Sunt trăite momente de neuitat. Referindu-se la amintirile extraordinare pe care le-au trăit pe platourile de filmare ale serialului Cranberries Herbert, actorul a spus: cu acest serial trăim momente cu adevărat de neuitat. În fiecare zi învățăm ceva nou, acumulăm o nouă amintire. Este o experiență foarte valoroasă pentru carierele noastre de actori. Punct. Provocări la muncă. Sinceritatea înconjăluște totul. Dogucan Gungor a menționat și dificultățile pe care le-a întâmpinat în cariera sa de actor și a spus: ca în orice loc de muncă, actoria poate include momente provocatoare. Cu toate acestea, sinceritatea ne permite să depășim aceste dificultăți. Putem depăși toate obstacolele pentru că avem încredere unul în celălalt, virgulă, adăugat el. Comunicare pe set. Comunicare deschisă și sinceră. Sublinind importanța comunicării pe platoul de filmare, celebrul actor a spus: comunicarea deschisă și sinceră este fundamentul relațiilor de pe platourile de filmare. Toată lumea își poate exprima confortabil opiniile și poate face sugestii. Acest lucru crește calitatea muncii. Prietenii calde, această prietenie se reflecta pe set. Când a fost întrebat cât de calde prietenii de pe platou influențează calitatea serialului, Dogucan Gungor a răspuns: aceste prietenii adaugă energie reală decorului. Toată lumea vine la muncă mai motivată, ceea ce crește calitatea muncii. Sprijinirea reciprocă este importantă pentru succesul unui proiect. Aceste declarații șocante ale lui Dogucan Gungor transmit lumii revistelor atmosfera sinceră de pe platoul serialului Cranberries Herbert, comunicarea puternică dintre actor și amintirea interesantă creată de chemarea Sila Turcoglu către Halil Ibrahim. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.